Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem deosebită plăcere de a discuta despre situația, starea lucrurilor în cadrul sistemului de gospodărire a apelor Gorj, astăzi cu directorul acestei importante unități. Stimate domn, cu domnul Ion Călinoi, directorul sistemului de gospodărire a apelor Gorj. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit la noi în emisiune. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bună ziua radio, ascultătorilor și telespectatorilor. Iată-ne, cumva, poate luați prin surprindere de temperaturile scăzute, deși de câteva zile se tot auzea că vor veni aceste temperaturi scăzute. Afectează cu ceva activitatea sistemului de gospodărire a apelor faptul că, practic, iarna începe încet încet să-și intre în drepturi, poate mai devreme decât am fi așteptat-o? Acum e dreptul fiecărui tip să intre atunci când... Când consideră de cuvință. Când noi observăm cu toții, dar e bine că dispunem potrivit evoluției în timp de mijloace care să ne pună în gardă cu măsuri și întreprinde măsurile corespunzătoare atunci când e nevoie pentru orice astfel de eveniment. La ora actuală nu e nicio problemă pentru sistemul de gospodărire a apelor române, nu e vorba de creșterea debitelor, mai degrabă vedem de pe acum accentul secetei și neavând șansa precipitațiilor e scădere de debit pe fiecare curs de apă în parte, dar pe de o parte starea aceasta a vremei nouă ne permite să ne continuăm lucrările care sunt în curs de execuție și care sunt imperativ necesare a fi realizate. De ce? Tocmai pentru a elimina riscurile în condițiile în care primăvara sunt precipitații foarte mari și cursurile de apă sunt strangulate. De aceea noi avem o serie de lucrări am avut și avem în continuare executat lucrări pe cursurile de apă în zone vulnerabile ca să decolmatăm, să eliminăm aceste obstacole încât să nu avem evenimente nedorite cu ieșirea apelor din albile majore, să avem inundații. Ne gândim acesta la un regim de precipitații normal, bănuiesc că... Nu la situații excepționale. Neprevăzute. Și, da, se întâmplă și neprevăzutul de multe ori. Însă, sub acest aspect, la nivelul programului de activitate pe anul acesta, suntem în grafic, ba mai bine zis, chiar am reușit să-l și suplimentăm cu anumite cantități în zonele unde am avut precipitații mai multe în acest an, Baia de Fier, pe râul Galben, de asemenea pe Gilort, am realizat lucrări și am mărit capacitățile de lucru încât să fie potrivit tehnologiei, lucrarea realizată de consolidare, de decolmatare, corespunzătoare realizată. Acest lucru ne-a permis atât urmarea faptului că dispunem, așa cum spuneam, de fiecare dată de o bază materială bună, atât energetică, adică mașini, utilaje de specifice lucrărilor în cursurile de apă, mașini de transport și, nu în ultimul rând, resursa umană calificată și, vreau să vă spun, foarte aplicată la atribuțiile pe care le au de realizat. Dacă ne gândim la ceea ce înseamnă pregătirea pentru intrarea pe bune în drepturi a anotimpului iarna, se impun în perioada următoare măsuri speciale din partea angajaților sistemului de gospodărire a apelor? Nu știu, indicații către primării sau ceva anume? Sigur, avem un plan care răspunde la eliminarea riscurilor în caz de inundații și orice alte intemperii ale naturii, depus de fiecare unitate administrativ-teritorială. Tocmai în această perioadă reinventariem, practic, situația materializării acestui plan de apărare la fiecare localitate în parte. Deja majoritatea unităților administrativ-teritoriale au răspuns că sunt îndeplinite toate măsurile stabilite prin planul de apărare pentru orice condiții, încât să nu avem probleme. La
pe perioada de iarnă, la nivelul sistemului de gospodării apelor, evident că noi trebuie să fim atenți în zonele în care, la temperaturi foarte scăzute, înghețul este acela care poate să blocheze cursurile de apă, necesar fiind pentru diverse activități economice și nu numai. Suntem pregătiți cu a lua măsurile corespunzătoare în acest sens și nu avem probleme. Însă stratul de gheață poate să afecteze în situația în care avem debite foarte mici și acestea, deja trecând de la faza lichidă la faza solidă, o cantitate mai mică de apă e mai greu de... Dar pe cursurile de apă, unde e nevoie să avem apă asigurată pe jiu, sigur jiu nu va putea fi înghețat având un debit corespunzător, nu găsesc ca fi probleme sub acest aspect. În cazul, în situația unor cantități de precipitații solide, ninsori foarte mari, de asemenea, împreună cu Inspectoratul pentru Statii de Urgență, cu unitățile administrative teritoriale, dispunem de tot ce înseamnă utilaje necesare pentru a asigura, mai ales în domeniul activității de zi cu zi, de zepezirile necesare și nu în ultimul rând, acolo unde se impune a interveni pe cursurile de apă. Iată, foarte multe activități, să le spunem, premergătoare sezonului rece. Stau și mă gândesc câtă muncă veți avea în situația în care iarna va fi bogată în precipitații, mă refer aici la zăpadă, la primăvară, cu ceea ce înseamnă tot acel, practic, debit de apă ce se va revărsa în râuri și pe râuri. Sigur, noi... Cu toți știm că atunci când avem o iarnă bogată în nisori... E de muncă în primăvară. Nu numai că e de muncă, dar avem și o perspectivă în un an bun. Având asigurată cantitatea de apă necesară în sol, care de multe ori a fost și este deficitară. Acum este și latura cealaltă a problemei pe care ne ridică dacă avem o cantitate mare de zăpadă și mai ales dacă avem la ieșirea din primăvară temperaturi care să producă o topire a zăpezii în timp scurt și cu cantități mari transformate și mai ales din zona de munte se transformă în apă. Debitele evident cresc. Nu văd a fi riscuri extraordinar de mari în acest sens, dar nu sunt de luat în considerare. De aceea, sigur, în planul de apărare împotriva inundațiilor sunt prevăzute măsuri specifice pentru fiecare curs de apă în parte, în zonele de asemenea cunoscute potrivit trecerii timpului și a bazelor de date în istoria de date în punctele critice. Însă sunt, și le spuneam de fiecare dată, unele probleme greu de gestionat și acestea se găsesc pe râul Jiu. Avem în continuare cele două acumulări colmatate, avem nerealizată acumularea de la Valea Sadului nerealizată. Aici se pot produce oricând evenimente când debitele depășesc cotele de... Puteți prevedea o perioadă când se va realiza acea decolmatare, când se va da în folosință așa cum trebuie acumularea de la Valea Sadului? Pentru că știm că ele sunt puncte nevralgice. Bătălia, în primul rând, este pe începerea lucrării la acumularea de la Valea Sadului. Dacă o realizăm pe aceea, există și șanse de a realiza decolmatarea de care vorbim în cele două acumulări în mod progresiv. Dar dacă o realizăm numai și numai dacă realizăm pe cea de la Valea Sadului, care are un rol de decantare, de decantare, un rol de a mai stopa de asemenea ca resturile deșeurile să ajungă în zonele deja colmatate și acum tot ce ajunge acolo, după cum ați văzut la Iezureni, e un strat de vegetație, deci da. Colmatație e insulă pur și simplu. Am rămas surprins, vă spun sincer, când văd pentru acolo. Că m-ați întrebat de un termen, n-am siguranța de niciun fel a realizării acestui obiectiv, doar că sunt discuții și insist pe această temă și ieri am avut un comitet director cu participare de la nivelul Administrației Naționale pe Române, unde am ridicat această problemă și am pus oarecum mai,
mai responsabil, să zic așa, n-aș zice că până acum n-ar fi fost, dar mai imperativ. Și am făcut o comparație cu ce se întâmplă în alte zone ale țării când au avut loc asemenea evenimente, unde se intervine prompt, și iar la noi în Abajiu, în Oltenia, și în mod deosebit în Gorj, unde Gilortul a, în 2014, a făcut prăpăd. Prăpăd și nu s-a intervenit de niciun fel, și această tardiv, investiție... Și oricum... Da, nu, s-a intervenit cu investiția inutil, care da. E pe rol acum a se finanța pe fonduri europene, să sperăm că va pleca. Și de asemenea riscul pe care așa îl aminteam aici, îl avem pe Jiu, urmarea acestor lucrări hidrotehnice, nu vorbim de cele din Valea Jiului care trebuie terminate și acolo o altă problemă de ordine economic, dar noi vorbesc acum pur și simplu de ce înseamnă siguranța și eliminarea riscurilor pe cursurile de apă, urmarea acestor nerealizări, dacă vreți, în domeniul industrial al hidroelectricii. Și iată, există riscul nici microhidrocentralele cu cele două acumulări colmatate să mai funcționeze, dar există riscul acela de a avea evenimente, Doamne ferește, tragice în situația unor debite mari, ieșite din cotele de avertizare, cotele de depășire a debitului pentru de inundații. Trebuie să spun foarte clar că nu avem încă deschiderea totală. Am fost acum două săptămâni și la domnul ministru Deneș. Am povestit lucrul acesta. Ieri am ridicat foarte clar și am zis că trebuie să ne ducem cu filme, cu tot ce vreți. Dacă am spus, domnule, încep să fac și o propagandă de aia pe rețelele de socializare. Corect, dacă, vreau, la așa, dacă doar așa se poate pune presiune. Să facem tot ce e posibil. Și numai așa pot să zic că ne implicăm în realizarea acestui proiect. Da, așa cum v-am spus, eu stau în acea zonă, să zic, de întâlnire a cartierelor Iezurencu de Parcader și trec constant pe lângă acea insuliță, adevărată insulă, de fapt, de vegetație. Absolut, este incredibil ce se găsește acolo. Da, și noi ne ducem, din păcate, zic acest lucru, dar e și util să ne ducem să ne facem imagine, că mai curățăm un pet și mai asta. N-ar fi cazul să ne ducem pe acolo așa, dar e necesar și acest lucru, repet, dar este nesemnificativ de a vorbi că gestionăm așa cum trebuie și noi și hidroelectrica situația cursurilor de apă, cursului de apă Jiu, atât sub aspectul asigurării cantității de apă și sub aspectul menținerii în stare bună a apei. Și ce vreau să vă întreb, dacă, Doamne ferește, mâine se întâmplă un incident regretabil, de nedorit, în acea zonă sau în zonele acestea două cu probleme de pe cursul Jiului, cine își va asuma răspunderea? Pentru că cel puțin acolo sus este vina celor de la hidroelectrică, care au una administrare. Nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva, să ne gândim cine își asumă răspunderea. Mă gândesc că, Doamne ferește, dacă se întâmplă așa ceva, că e greu de gestionat și de intervenit în timpul acelei nenorociri. În timp real. În timp real. E foarte greu. Ați văzut numai un pic, n-a fost vorba de cote extraordinar de mari pe Jiu, când podul a fost luat la Turcinești acolo. Acolo, nu? Cursul râului Jiu deja a fost schimbat. Da, nu mai este cursul inițial. Hidroelectrica trebuia să facă un canal, un șenal de fugă pe râu. Nu l-a făcut. Jiu și apa în general își caută drepturile. Și Doamne ferește să-și caute Jiu drepturile, că e chiar prin Iezureni. Da, cursul inițial știm că a fost schimbat bine. Sigur, de la matca, de la matcă. Iar astăzi, ceea ce avem acolo, sper să nu e ok. N-aș vrea să panicăm pe cineva, să nu cred că se ajunge acolo ceva. E mai degrabă un lucru pe care trebuie să-l facem cu toți, la nivel de județ, la nivel de Abajiu, așa cum spuneam ieri, la nivel de administrație națională, să conștientizeze. La nivel de minister. Și ca să ne ducem la minister și la guvern pentru o decizie foarte clară în acest sens. Că, de fapt, n-ar fi o problemă de să nu-și asume apele române. Problema e la hidroelectrica, care, deși nu are terminate lucrurile, deși vede că este încurcată în activitatea economică, neavând, așa cum spuneam, posibilitatea ca să aibă o apă curată în acumulările astea, să aibă apa suficientă, nu vrea să dea această acumulare, că este începută investiția. Ea este chiar realizată cu tot ce înseamnă diguri, un procent de 50%, dar nu vrea
bani decât să o dea costa, contra cost. Hidroelectrica a luat lucrul ăsta cu bani, cu banii statul, cu banii noștri și acum vrea să o dea la Apele Române contra cost. Că așa e societatea comercială, o are în capitalul social și vezi, Doamne, și nu se o poate... o consideră active sau, da, sau ce? Da, bineînțeles, nu poate diminua capitalul social. Asta e paradox. Și pentru treaba asta am fost adică și, a luat și un lucru gratuit și acum vrea să-l dea mai departe cu bani. Cu bani. Da, și s-ar gândi să ia mai mult bani. Știi, parcă l-ar da la un privat. Că cel puțin, domnule, dacă e legea, până am stat să modificăm legea ca să revină de unde a plecat la stat și să fie de utilitate publică, dă-l simbolic acolo, cu un leu, vorba aia, să răspundem cerințelor legii că l-ai valorificat. Că oricum această lucrare nerealizată, având-o pe stoc ca investiții pe sol, produce pierderi în continuare. Corect. Dar cum la hidroelectrică, nu știm bine și în perioada de insolvență, pe vremea domnului Borza, se vorbea numai de profit, chiar dacă mergeau la jumătate cu anumite capacități, nu se vorbește de, da, de ce? Profit, multe... fiindcă n-au înregistrat cheltuieli. Cheltuieli pe investiții, în mod destebit. Au redus cheltuielile cu personal, au dat oamenii afară, au dat profesioniștii. Dar investiții... Și zero de cheltuieli care să conducă la ce? La dezvoltarea capacităților de producție. Iată, dacă erau bani, dacă banii, profitul care l-au avut și l-au aclamat atâta timp, îl băga pe investiții pe Valea Jiului, erau pus în funcțiune și nu mai intrau în impact acum cu legea modificată, că nu s-au respectat nu știu ce condiții. Acum acel blocaj. Un blocaj care nu văd cum s-ar putea rezolva așa repede. Știți că sunt, să spunem, impedimente de ordin legislativ acolo pe Valea Jiului. Este o întreagă tevatură. Dacă administrația publică locală, județeană, agenția de mediu, toți dau tot concursul ca să realizeze acest lucru. Există în curs de realizare noi documentații pentru reautorizarea restului de executat, dar de ei depinde. Numai și numai de ei depinde. Da, întotdeauna și, i-am și după suspectat. Cum vedem pe acolo și stăm de vorbă cu ei, marea problemă este dată de resursa de muncă care nu mai este aia calificată, nu mai este aia responsabilă, profesionistă, ca să-și asumă răspunderea și să facă în termeni reali lucrări de calitate. Întotdeauna i-am suspectat pe cei de la Hidroelectrica de faptul că nu-și dau interesul 100% pentru ceea ce înseamnă. Dar deci nu e vorba de Hidroelectrica locală, că ei sunt niște executați. La nivel de... E vorba de viziune la nivel de Hidroelectrica, la nivel chiar de minister, sigur. Sunt probleme, să sperăm că se vor rezolva. Eu aș fi mai mult decât bucuros să văd rezolvat această problemă, mai ales că, repet, și deși dumneavoastră a spus că nu este cazul să-i panicăm pe radioascultători, există riscuri. Există riscuri pe acest traseu. Deci există, odată la 100 de ani, dacă se întâmplă, e major. Ați văzut, la Albeni, nimeni nu se gândea că va fi zburat nu știu câte secunde podul acela peste râul Gilor. Da, și că s-a tras după. Da. Doamne ferește, așa este. Ne apropiem cu pași rapizi de finalul lui 2018, prilej cu siguranță de începerea unui bilanț al activității pe acest an. Dacă ar fi să vă gândiți, care au fost cele mai, să spunem, dificile sau complexe situații cu care v-ați confruntat în 2018 la nivel de sistem de gospodărire a apelor Gorj? Deci, situații deosebite nu am avut și, repet, pe de o parte că n-au fost înregistrate evenimente ieșite din comun la nivelul județului Gorj, iar pe de altă parte ce am avut de rezolvat, urmare a faptului că există resursă umană, din fericire, responsabile, există dotare. Apropo de dotare, și acum 3 zile am fost dotați cu încă un buldozer, urmează să mai primim o volă. Deci mașini necesare. Fonduri guvernamentale? Sau... Nu, veniturile proprii. A, deci veniturile ANAR-ul proprii. Și asta se autofinanțează pur și simplu. Da. Sigur, alte mașini necesare întreținerii digurilor, că și aceste lucrări care sunt mai mult decât necesare pentru apărare și avem 400 de km de dig la nivelul județului Gorj, sunt necesare a fi întreținute, că, sigur, au scopul lor bine definit de a păstra și de a menține în limitele zonei de inundabilitate a apei și să nu depășească aceste debite, că atunci e grav de tot. Mai ușor putem să intervin și pe supraînălțarea lor, de aceea le avem în atenție.
problemă iarăși deosebită și noi am găsit soluție. Ce se întâmplă la hidroelectrica se întâmplă și la noi la Rovinari. Avem o priză acolo cu un baraj care la fel e colmatată. De ce e colmatată? Că de vreo nu știu câți ani de zile a fost scoasă din uz, a fost casată o dragă care periodic realiza acea decolmatare și s-a reușit ca în câțiva ani de zile, 4-5 ani de zile, și acea priză noastră să fie colmatată. Am insistat și n-am reușit, am căutat soluții, dar nu se poate vorbi acolo de soluții de acestea de întreținere, de decolmatare simplă, că e un bazin de peste 100.000 de metri cub de apă pe care trebuie volum să... mare. Dar care asigură și alimentarea cu apă necesară răcirii tunurilor la termocentrala de la Rovinari. Și acolo e o problemă foarte mare, și acolo e grad de colmatoare foarte mare, și acum am pus problema foarte la comitetul director de al Alteri, foarte serios problema. Am zis, dom'le, este peste capacitățile ale ABAJ-ului noastră să realizăm această lucrare. Asta trebuie făcută cu o unitate specializată. Nu există și nicăieri să o scoată la licitație, să vină și de unde? Și din Patagonia să vină cu o dragă de aia specială. Cineva care să o ocupăm. Dacă nu o facem așa, lăsăm. Închidem termocentrală. Acum, există acest risc? Dacă nu-i dai apă la termocentrală, deja debitul a scăzut la 10 litri pe secundă. Ce poți să-i faci? V-ar putea ajuta cei din CEO, cei din exclus, administrația n-au, CEO? N-au utilaje. Deci e o dragă și acum sunt și instalații mai performante, pe care, bineînțeles, nu le poți dota și nu are rost să le dotezi, că sunt costisitoare. O folosești numai pentru un anumit scop. Și activitate redusă. Ori cheltuiala e foarte mare, că sunt foarte scurte. Deci, pur și simplu, este scoaterea la licitație și executarea de terț acestei lucrări care se poate realiza. Da, am pus piciorul foarte serios în plan. Și există speranțe că veți obține, să spunem, fondurile necesare pentru achiziționarea acelui utilaj? Păi, eu am făcut-o de maniera, am spus-o, că sunt mai mult decât obligatorii, că riscul e foarte mare. Atât economic cât și risc de natura, da, până la urmă, unor evenimente nedorite. Închiderea termocentralei de la Rovinari din această cauză. Mai contribuim și noi, știi, la treaba asta. Și așa sunt, slavă Domnului, factori care se opun. Nu știam de această problemă, pentru că nici n-am văzut foarte multe informații în presa locală privitor la această situație, iată, creată de absența acelui utilaj bun, performant, care să se ocupe. Aveți activitate, nu vă puteți plânge că stagnați la sistemul de gospodărire a apelor Gorj. Eu zic că în orice domeniu de activitate, orice arie, orice paletă, este de muncă. Nu se poate într-un loc să spui că te duci acolo și n-ai de muncă. Așa este. 2019, speranțe, gânduri, planuri de viitor pentru, să spunem, o și mai bună gestionare a ceea ce înseamnă sistemul de gospodărire a apelor Gorj. 2019 depinde de închiderea lui 2018. Să ne bucurăm de puțină liniște, de unitate, de o gândire constructivă la nivel național, să avem perspectiva adoptării bugetului la sfârșitul anului, să avem perspectiva realizării unui buget începând din primul trimestru anului viitor, ca să putem să ne organizăm activitatea. Dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, iar ne trezim că trebuie să lucrăm din iunie încolo, că dacă nu avem buget până în martie-aprilie, nu se pot realiza activități, întrucât funcționăm pe bugetul 1/12 din cheltuielile realizate anului precedent. Nu se poate vorbi de o licitație, nu se poate vorbi de foarte multe blocaje. Deci, atunci, asta ar fi prima dorință, dacă vreți, și să conștientizăm cu totul că e nevoie de stabilitate, e nevoie de a avea posibilitatea ca guvernul să-și facă treaba în acest an, să avem bugetul la sfârșitul anului, să putem să ne organizăm activitatea, și atunci noi pot să spun, și cred că asta se întâmplă în fiecare domeniu de activitate, că ne preocupăm de acum de realizarea unui program al activității noastre care să răspundă priorităților și intervențiilor acolo unde este cazul și de cât în mod profesionist, cu cheltuieli și eficiență maximă, atât
pe categoria din lucrări din planul tehnic, ca să nu intru prea tehnic acolo, care constau în decolmatări, în consolidări de mal, fie că sunt cu anrocamente, fie că sunt cu confecții metalice sau alte soluții, taluzări și așa mai departe, întreținerea de diguri, tot ceea ce înseamnă pe partea cealaltă, de gestionarea resurselor de apă ca să le monitorizăm, să fie permanent și să conștientizăm beneficiarii noștri și pe fiecare dintre noi că apa trebuie să fie curată, analize, probe de laborator, măsurători de debite de apă să și încasăm banii, că fiecare, avem și venituri, de bineînțeles, este de multe ori indusă ideea că apa ne-o dă Dumnezeu și nu trebuie să o plătim, dacă nu avem și sumele necesare ca să o gestionăm, să o ținem în ce înseamnă o conservare și o asigurare a cursurilor de apă curate, nu se poate realiza fără bani și atunci trebuie să conștientizăm că tot ce înseamnă tarif pentru apele române sunt bine calculate, bine precizate și cu scop necesar în realizarea unor lucrări specifice hidrotehnice, de întreținere, de laborator și așa mai departe, încât să menținem tot ce înseamnă sursă de apă care să nu ne afecteze sănătatea până la urmă. Corect. Vorbeam la o emisiune anterioară despre ceea ce înseamnă accesarea fondurilor europene de către sistemul de gospodărire a apelor. Cu siguranță și în 2019 vă doriți, să spunem, o continuitate în acest domeniu. Deci, pe fonduri europene au fost realizate o serie de instalații și subansamble legate de informare cu privire la debite și alte măsurători necesare pe cursul de apă și avem stații complexe automatizate pe cursul de apă la nivelul județului Gorj, însă ne trebuie și insistăm și eu sunt convins că acum pot să spun foarte clar că râul Gilord va fi finanțat pe programul operațional de investiții POIM în anul ce urmează. Deci sunt speranțe să se obțină, sigur, finanțări. Ca o paranteză, nu are neapărat treabă cu domeniul politic. Faptul că la București, la conducerea Secretariatului General al Guvernului, a fost numit un gorjean, un fost om politic de bază în rândul social-democraților, poate ajuta acest lucru la un moment dat, să spunem, și la o mai mare deschidere pe aceste probleme de mediu, de apă, către județul Gorj? Adică își vor pleca ochii cei de la București și spre Gorj? În primul rând vreau să menționez faptul că Toni Greblă a trecut printr-o perioadă foarte grea, nedreaptă. Destul de neplăcută. Nedreaptă, practic, din partea autorităților care, în loc să fie aceia care stabilesc dreptatea și justul adevăr, a fost pe dos. Însă, bine că e într-o direcție foarte bine, pe bună dreptate s-a găsit cea mai bună soluție ca să fie secretarul general al guvernului, funcție cu rang de ministru, are experiența necesară, este un jurist care a trecut prin toate treptele de administrație, pornind de la prefect, diplomat și parlamentar și, în ultimul rând, judecător la Curtea Constituțională. Asta nu face decât să sperăm că per ansamblu este o piesă importantă la nivelul guvernului pentru un domeniu de activitate, ca să existe deschiderea necesară legată de realitățile cu care ne confruntăm și să depășim aceste momente grele create de unii sau de alții în mod mai mult subiectiv decât obiectiv. Am înțeles. Privitor la, să spunem, susținerea pe care ați regăsit-o sau nu ați regăsit-o, atunci când ați avut nevoie, să spunem, de sprijinul parlamentarilor de Gorj la nivel de București, dacă a fost cazul, a existat această susținere, ați solicitat-o pentru diverse proiecte sau probleme de ordin profesional la București, la nivel de minister al mediului sau alte unități?
Sigur că am discutat cu parlamentarii, am beneficiat de faptul că acum și acum majoritatea miniștrilor mă cunosc, am primit recomandări și de la parlamentari și bineînțeles de la conducerea, dacă vreți, a alianței de la guvernare pentru probleme care le avem, dar trebuie să materializate. Deci deocamdată au fost, să spunem, promisiuni care probabil se vor concretiza. Eu nădăjduiesc. Am înțeles. Atât în fruntea sistemului de gospodărire a apelor, cât și în fruntea Consiliului Județean ați acumulat o bogată experiență. Nimeni nu poate nega acest subiect. Dacă ar fi să priviți așa retrospectiv, cât de dificilă este relația cu factorul uman? Știm că vorbim de orgolii ale oamenilor din subordine, știm că vorbim de aspirații, de năzuințe, de idealuri, de gânduri, poate de reproșuri. Cum ați reușit să gestionați această relație și cât a fost ea de dificil de gestionat? Sigur, relația interumană este factorul important în rezolvarea problemelor cu care te confrunți în activitatea de zi cu zi. La locul de muncă și nu numai. Și așa, și nu numai. În ce mă privește în acest punct de vedere, cred că am avut un mare avantaj, întrucât am lucrat și am plecat în primul rând de acolo, de unde toată lumea știe, de la talpa țării. Am știut ce înseamnă să fii aproape de un bătrân, să asculți un bătrân, un sfat de la bătrân, să poți să răzbați în viață prin propriile forțe și lucrul acesta nu-l poți face altcumva decât cu respect pe care trebuie să-l ai față de cu cei care ești mereu în contact și în general față de semenii tăi. Că ești răsplătit cu aceeași monedă, tot cu respect. Lucrul ăsta e cel mai important. Mai departe, în activitate încă de după facultate, și vreau să spun că și în facultate și acolo să văd lucrurile acestea interurbane. Nu era vorba și a fost o perioadă nemaipomenită ca și în liceu, dacă veți, când și în copilărie, deci era o copilărie, pornind la copilărie, una reușită cu toți copiii din sat, cu idei, veneai la, după aia urmai școala, liceu, fie că erai internat, fie că te duceai departe, ne ajutam reciproc. E, lucrul ăsta iară a fost și în facultate, de asemenea relații sociale nu erau altceva între studenți, de colegialitate, de prietenie, participa la diverse activități și nimic nu ne separa. Ne-a ajutat foarte mult să înțelegem oamenii cu care stai de vorbă, deci pornind de la primul pas de educație. Ori în producție, fiind de meserie agronom, altceva nu puteai să faci decât cu oamenii și cu mașinile și oamenii simpli, tot de la talpă. Pornind de la talpă, așa cum spuneam, m-am înțeles foarte bine, m-am bucurat de sprijinul oamenilor din Ioroi, unde am lucrat, din Turburea, din Telești, din Bălești, din Târgu Jiu. Și uite așa, din aproape, am ajuns să lucrez în administrație, unde, de asemenea, fără a înțelege oamenii, fără a fi sincer cu ei și a le spune a nu-i îmbăta cu apă rece, nu poți să faci nimic. Eu nu cred că dau dovadă de lipsă de modestie, dacă se constată lucrul ăsta să-mi fie scuzat. Mă bucur în continuare de sprijinul oamenilor, mă bucur de simpatie și cu aceleași monede am plătit de fiecare dată. Am înțeles. Ce sfaturi le dați celor care poate acum intră în administrație sau care au pășit recent și care cu siguranță vor să facă, nu știu, o carieră, vor să aibă rezultate, evident, notabile? Pe unde se angajează să știe ce l-așteaptă și să fie sigur că nu poate nimeni rezolva de unul singur, nu există cel mai deștept, cel mai. Să fie înconjurat de oameni sinceri, de oameni care vor... Poate cuvinte, muncă în echipă. Vor să facă ceva, deci să-și facă echipe performante, dar să nu lăture pe nimeni. Am înțeles. Iar în domeniul politic? Păi, aceleași sfaturi? Politica, dacă în domeniul politic, practic, aici înseamnă, din punctul meu de vedere, acea cupolă care trebuie să asigure garanția pe o perioadă de pe un termen scurt și mediu al unei stări mai bune pe care și-l dorește fiecare cetățean în parte. Se vorbește de câțiva ani despre o permanentă, să spunem, sau dorită schimbare
atât a clasei politice, cât și a mentalității în ceea ce privește, să spunem, abordarea situației politice. Este clasa politică din România pregătită cu adevărat pentru transformări profunde? Vă întreb pentru că ați avut și aveți o experiență și în acest important domeniu. Aș pleca de la ideea și aș da răspunsul da, fiindcă românii sunt oameni, în primul rând, care dau dovadă de respect, care sunt solidari cu tot ceea ce trebuie să facă împreună cu o echipă, împreună alături de familie, în primul rând, iată că tot e vorba de acest lucru. Eu apreciez faptul că se realizează acest referendum prin care familia să fie cea făcută de Dumnezeu, căsătoria între, dintre femeie și bărbat. E, lucrurile astea ne țin pe noi să trăim în garanția reușitei cu tot ceea ce se întâmplă, după cum vedeți dumneavoastră și vedem cu toții la nivel mondial. E, aici sunt o serie de lucruri pe care, sigur, nici nu le cunoaștem, le interpretăm în fel și chip fiecare dintre noi. Absolut, cel mai bine e să ne vedem interesul nostru, interesul național, nu vorbesc de nimic de interes radical, interesul pur național, că atunci, sigur, avem garanția realizării prin prezent a asigurării generațiilor viitoare că vor continua ce au făcut strămoșii noștri pentru noi. În actualul context, să spunem, geopolitic, și aici mă refer la nivel de Uniune Europeană, la nivel de Europa, la nivel de lume, mai poate România să lupte pentru un interes național în contextul în care vedem că, cel puțin la nivelul Uniunii Europene, vorbim de un context supranațional, adică se vrea binele Uniunii Europene, nemai ținându-se cont cu subiect și predicat de interesele statale ale fiecărui membru UE? Eu cred că e fals percepută ideea aceasta. Nu se pot vedea interesele generale dacă nu se văd interesele naționale, componente ale interesului general. Atunci, dacă dezbini o anumită zonă și vrei să o transformi în altceva, sigur nu reușești, e un eșec. Mai degrabă, dacă pui și realizezi o construcție cu fiecare, cu o temelie făcută din tot ce înseamnă structura europeană, e și o reușită a Uniunii Europene și lucrul ăsta eu văd că s-ar întâmpla. Însă, așa cum spuneam, sunt multe lucruri și subiectivismul nu de azi rezidă din mă rog, putem spune de mult, dintotdeauna, trebuie să depășim aceste momente la unora sau altora, care poate nu, de rea credință neapărat, sunt subiectivi, că așa percep lucrurile. Ori trebuie să luăm, dacă vreți, ca în legende, trebuie să birească binele. Am înțeles. Știu că este poate o întrebare prematură, fiind finalul 2018, dar mă roade o curiozitate de natură personală. Unde vă vom găsi în 2020, mă refer la nivel de dorință, să spunem, poate sau poate nu e dorința de a candida pentru ceva la alegerile locale sau parlamentare. Sunteți interesat în 2020 să participați activ, adică pe o listă, fie la tura de alegeri locale, fie la tura de alegeri parlamentare? Deci niciodată n-am fost dezinteresat și când zic că sunt... E o întrebare personală, repet. Când sunt interesat, nu sunt pentru interesul propriu. Dacă va fi cazul și găsesc de cuvință că voi fi apreciat să pun umărul la ceva, bun, sigur că da. Indiferent că vorbim de alegerile locale, indiferent sigur că vorbim de alegerile... Dar nu e vorba de o ambiție. Deci, repet, condiția e deschiderea, dar condiția e dacă... se va constata că e nevoie să pun numărul, să facem ce trebuie. În mod normal, gândindu-mă la experiența pe care ați acumulat-o de-a lungul anilor în administrația publică locală, în ceea ce înseamnă domeniul politic, nu văd de ce n-ar fi nevoie de experiența noastră. Acum vedeți că și de ajutorul noastră. Eu, de la Consiliul Județean, am spus-o foarte clar, am făcut un pas lateral. Nu m-am ambiționat să mai fiu în continuare președintele cu Consiliul Județean, că putea să fiu. Am fost primul pe listă, mă rog, am scos și rezultate foarte bune, dar am zis că nu mai candidez. Aici de ce? Pur și simplu am cam dat tot din mine acolo, s-a ajuns și la o etapă în care rutina poate să fie un factor
care să te țină în loc. Am zis hai să dăm drumul să nu stea lucrurile undeva înfrânate. Și atunci am rezolvat această problemă legată cu echipa Partidul Social Democrat, care a înțeles să-l promovăm pe Cosmin Popescu. Eu zic că lucrurile merg bine și experiența pe care am acumulat-o s-o pun în practică chiar stând de vorbă. Iată, cu dumneavoastră, cu oamenii, cu autoritățile sau când e nevoie să punem un program în aplicare și e nevoie la treabă concretă, trecem și la treabă concretă. Am înțeles. Stimate doamne, am ajuns la finalul emisiunii. Multă putere de muncă vă dorim. În egală măsură mulțumim pentru prezența astăzi alături de noi. Totuși, în egală măsură, să nu aveți un final de an încărcat de evenimente neprevăzute în cadrul activității dumneavoastră profesionale și vă așteptăm cu mult interes la o nouă emisiune. Și vă mulțumesc că mi-aș dori să avem un an încărcat de probleme cu soluții. Cu probleme cu soluții, așa este. Doamnelor, domnilor, o zi cât mai plăcută, ne revedem, ne reauzim, la revedere!